103 cu 4, studiourile Radio 7, Silviu Munteanu sunt. Suntem la minunată emisiune Silviu Munteanu și prietenii săi, live pe radio și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pițică, unde pentru noroc în amor n-ar strica să-mi dați un subscribe. Dar vă rog eu frumos, doamnelor, domnișorilor și domnilor, unul din cele mai interesante proiecte muzicale românești, proaspete și ca sunet și ca apariție, Balkan Taksim, este acum în studio. Sasha Liviu Stoianović și Alin Zăbrăuțeanu, bine ați venit, domnilor! Salutare! Salutare, bine v-am găsit! Eu sunt prieten cu Alin de ani de zile și nu am auzit de proiectul vostru, deși îl urmăresc cu o constantă pe Facebook, nu am auzit de proiectul vostru decât în emisiunea pe care o ascult din când în când de la BBC Radio 6, la emisiunea lui Iggy Pop. Ați ajuns acolo. Am dat cu urechea, porm, am fost foarte mirat să văd cine era implicat. Da. Cum a apărut povestea asta voastră? Povestea asta a apărut la un moment dat în urma unor căutări pe care le desfășuram, căutări muzicale. Și a avut mai multe forme de agregare, mai multe pauze. Formula grupului de acum este, cred că are 2 ani, dacă nu mă înșel, și este cea mai stabilă, cea mai puternică, cea mai creativă și cea mai solidă și tăioasă și strălucitoare. E formula în care am înțeles rezonația. E o chimie între voi, trebuie să fie, bănesc. Este clar, nu știu dacă ne-am întrebat vreodată care e. Alin, te-ai gândit la asta? Păi uite, numai de cum și cât de simplu și natural a ieșit așa proiectul, știi, și toate piesele, și mi se pare că ne-am mișcat, ne-am mișcat foarte repede cumva, zic, de la un prim concert care a fost o improvizație. Da, da, da. Un jam session de o oră la un material finit, la un album pe care am reușit să-l... Sunteți la primul album. Da, la chiar primul dublu. Se găsește aici pe boxă, se numește Disco Telegraph. Este produs de Alex Goffer, francezul Alex Goffer, pentru cine îl mai știe pentru piesa The Childs, pentru cine îl știe pentru colaborările cu Air. Cum s-a întâmplat? E produs, e masterizat. Masterizat de Alex Goffer, albumul e produs de noi, practic. Și casa de discuri e Buda Records din Franța, de unde e și Alex, da. Mm-hmm. Și bine, el e cunoscut pentru foarte, foarte multe proiecte, în cel puțin în zona electronică, în Franța, cu Oiza, cu Mr. Oiza, cu Mr. Oiza Etienne de Crissy. Inclusiv, nu știu, masterizat pentru Jane Birkin. Da, cum a mers cu voi? Cum să spun? Eu până acum eram obișnuit să ne facem singuri toate materialele, de la recording, la mix, la mastering. A fost cumva prima oară când am simțit, într-adevăr, mâinile și dibacitatea cuiva pe materialele noastre și... E mai multă dinamică în sunet sau... Să știi, chiar, nu știu, contează așa mult cu ce urechi asculți și mai ales unde asculți și pe ce sistem asculți. Adică mă gândesc că totuși majoritatea oamenilor ascultă muzică în adevărat. Telefon și... Este motivul pentru care am făcut o investiție în oareși ce boxe și amplificatoare, pentru că mă ajut, dacă tot sunt pasionat de muzică, îmi place să văd ce a făcut omul ăla pe bune în studio și atunci cred că, dintr-un respect pentru muzica omului, da, muzica trupei, trebuie să o asculți pe ceva și să o și plătești, dar trebuie să o asculți pe ceva, să simți exact, să simți basul care trebuie, să simți vibe-ul, e... Dar vezi că surpriza aici este că pentru vinil, da, pentru dublul long play, este un tip de master, iar pentru discul compact este un alt tip de master. E muncă dedicată pentru fiecare dintre aceste două suporturi. Nu este același sunet, mă refer la culoare, la...
Știu. Căldura vinilului, celebra la căldura detalii. Vinilului. Și dacă sunetele tale sunt digitale, ale tale sunt ai analogul acolo. Analogice cred că sunt și de la Alin. La mine, în principiu, sunt analogice, da, inclusiv Tereminul, care, sigur, folosește un oscilator analogic. Iar celelalte instrumente acustice sunt doar procesate în studio. Iar sazul electric, sigur, beneficiază și el de un tratament analogico-digital prin lanțul de pedale folosite, lanțul de efecte pe care l-am folosit. E un sunet ușor acid, ușor grunjos, ușor... uneori mergem spre metal, să spunem, cu distorsiuni, cu overdrive, cu saturație de lampă. Te-am văzut mix pe YouTube la o cântare în control cu oareși ce distors, cred că era o copză mai mare sau... Eu cred că e sazul meu electric, sazul, da. Ok, da, nu mă pricep. E un distors, da. E un instrument turcesc, instrument care e regăsit în diverse variante și în Balcani, e înrudit cu tambura din Bulgaria și din Macedonia, e înrudit cu șarghia din Bosnia, alt instrument tot cu grif lung, cu un ușor alt acordaj și o împărțire a grifului diferită. E o familie mai mare, dintre care sazul turcesc în forma actuală este, să spunem, cel mai sintetizat, cel mai standardizat. Iar sazul electric cu atât mai mult. Este un standard, e precum e chitara Fender în Turcia, e sazul electric cu două doze humbucker, cu atâtea corzi, cu culori și, mă rog, construcția respectivă. E un standard de care ei sunt foarte mândri. O să vreau să vorbim și despre instrumentul de acolo, dar am o curiozitate tehnică pentru amândoi. Aveți filonul ăsta oriental-balcanic în toată muzica voastră. Filonul ăsta oriental întotdeauna este pe prima bătaie. Tuf, taca, 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 tuf, taca, taca, taca. Spre diferență de rock and roll, unde a doua și a patra bătaie contează, aici este prima și a treia. Cum v-ați compus piesele pe beat-urile astea? Hai să vedem, Alin, că sunt două tipuri de estetică aici. Uite, nu m-am gândit niciodată exact cum e bătaia asta. Știam mai mult că vreau să construiesc ritmurile nu neapărat atât de clare în balansul balcanic, cât mai mult să aibă timbralitatea aia. Și timbralitatea aia să o duc în diferite zone. Bituri, da, din diferite zone. Adică, cumva, la început, primele piese pe care le făcusem, inclusiv concertele de improvizație, erau cumva pe niște bituri cât de cât în zona techno dance floor. Și mi-am dat seama că e o chestie oarecum foarte facilă, știi, să ai un beat clar electronic peste care poți să intervii cu tot felul de substraturi. Și am încercat să intervin cât mai mult în beaturile alea, efectiv, prin timbralitatea instrumentelor acustice, adică, ok, peste un kick, un snare electronic, să intervin foarte mult cu alămurile și cu lemnele percusive și să încerc să mă rup cât mai mult de niște bituri clare, adică am încercat să le fac cât mai texturale, cât mai gliciuite. Da, cumva, adică mi s-a părut foarte, foarte ofertantă zona asta, efectiv, de jucat cu timbralitatea ritmurilor orientale, pe care să le deconstruiești și să le faci. Cum se scrie la voi o piesă? Vine Sasha cu o mică piesă și tu construiești pe sau? Cred că în mai multe feluri. Sunt mai multe feluri. Ori pornit de la un beat, ori pornit de la o linie de copză și voce, ori... Da, au fost toate felurile. Au fost toate, exact. Adică vezi, parte din ritmurile astea despre care vorbim, unele dintre ele sunt adaptate la melodie. Unele dintre ele vin, să spunem, estetic, mai degrabă din câteva. Mai degrabă din zona de sunet vest-european, de, nu știu, din zona dub, habar n-am,
Dob, exact, exact. Aici intră în discuție ecourile mele pe bandă, știi? Ei, Alin venind cu niște mostre de sunet acustic, le-a dat acestor ritmuri, celor neorientale, vreau să spun, o culoare cu totul diferită de ceea ce ar fi dat, cum spune el, un set clasic de tobe electronice sau acustice, dar europene. Iar referitor la întrebarea ta, parte din piese s-au născut ca urmare a unor discuții prealabile. Alte piese au fost propuneri de-a lui Alin. Alte piese au fost compuse bazându-mă pe niște piese mai vechi, tradiționale, care m-au inspirat. Consider că avem compoziții derivate. Avem o piesă care este un aranjament și avem din nou piese compuse individual sau prin colaborare. De unde filonul ăsta oriental? Din Turcia, domnule. Înțeleg. Cea mai bună bucătărie. Cea mai bună bucătărie care putem să bănuim că am moștenit-o pe cea a Bizanțului, nu? Care la rândul ei putem bănui că era un amestec de alte bucătării persane, arabe. Mă amuza un comediant, un stand-up comedian american, care explica că în țările ultraliberale, cum ar fi Canada sau Suedia, unde femeia nu stă la cratiță, nici nu e mâncarea bună. Mâncarea bună este unde stă femeia la cratiță. Unde este mâncarea bună? Păi în Orient, de acolo vine. Da, cred că era, cum zici tu, comedie, pentru că știm că foarte mulți bărbați sunt niște bucătari excepționali. Astfel că aici mă opresc cu remarcile despre împărțirea sarcinilor în gospodărie. Dar revenind, e un filon care pe mine m-a construit. Un filon care s-a regăsit și în diverse alte grupuri sau proiecte muzicale. S-a regăsit în performance-uri vizuale, sonore pe care le-am realizat de-a lungul timpului. Și, într-adevăr, începe în Turcia. Începe cum? În România fiind și ascultând un disc single al lui Mircea Florian, am auzit Kobza. O auzisem și înainte, dar acolo am auzit Kobza într-un fel care m-a atras. Neavând acces la Kobza atunci, am lăsat să treacă niște ani. Am descoperit călătoriile, autostopul, trăitul liber și așa mai departe. Am ajuns în Turcia. În Turcia am descoperit acest instrument, saz. Bănuiesc că este necesar tot drumul ăsta. Este foarte necesar. A fost un drum foarte organic. Am descoperit sazul și l-am simțit cumva ca fiind un instrument arhaic, l-am asociat cu Kobza, nefiind foarte asemănătoare. Dar proveneau pentru mine dintr-un strat arhaic unic. Proveneau dintr-un mediu rural, proveneau dintr-o lume a rapsozilor, a muzicanților țărani. În Turcia este foarte folosit, precum era Kobza la noi în trecut. Sazul este în diverse mărimi, în diverse variante, folosit și acum la țară. Sunt rapsozi care cântă tot felul de poezii, poeme de dragoste, acompaniați de acest instrument. La țară în Turcia. La țară în Turcia, da. Turcia este o țară oricum extrem de mare, iar cultura muzicală acolo este foarte mare la rândul ei și muzica este susținută inclusiv prin programe oficiale. Dar satele lor sunt pline încă de muzicanți, cum poate ne-am dorit să mai fie și pe la noi. Care este diferența dintre cântarea simplă, cântarea la chitară, la Kobza și la saz? Alin, tu ești chitaristul de aici? Păi, e o cutie și un grif. Da, și un grif care la chitară este temperat, are niște taste, da? Uh-huh. Ai o împărțire, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bun. Kobza este un instrument netemperat, nu are taste. În teorie, pe coarda vibrantă, tu poți să interpretezi o infinitate de note. În teorie, evident. Sazul are un gât mult mai lung decât cele două. Kobza are cel mai scurt gât, pe de altă parte.
și cea mai scurtă lungime de coardă. Sazul are o împărțire care cunoaște și subdiviziunile de ton. Adică are niște bemoli un pic măriți sau un pic micșorați. Sunt niște subdiviziuni de ton pe care în muzica temperată vest-europeană nu le întâlnim. Și pot să asocia tipul de interpretare la saz cu tipul de interpretare vocală pe care îl cunoaște Biserica Ortodoxă, cântul liturgic, sau pe care îl întâlnim în muzica din Turcia. Ascultându-te, mă gândesc ce plictisitor trebuie să fie pentru tine să asculți o piesă pop la radio. Măi, nu, e de... Nu e plictisitor, mă bucur de muzică când rezonează cu mine, e excepțional. Ok, să revenim, că te ascultam. Da, cam astea ar fi diferențele, știi? Deci sunt... Cobza este cumva, dacă vrei... Nu e complicat cu griful ăla foarte mic, adică... Nu e complicat cu griful trebuie mic. Trebuie de acord fin, mă gândesc. Știi cum e? Cobza se află la mijlocul acestor două lumi. Provine probabil din lăuta arabească, ud, alud, care este tot așa o lăută netemperată, cu un gât un pic mai lung. Dar cobza e întâlnită în zona noastră de Est Europa, Est Central Europa, depinde cum ne situăm. Și vezi în ultimul secol, să spunem, armonia s-a dezvoltat foarte mult în lăutărie, da, sub influența școlilor germane sau franceze. Oamenii s-au școlit, au învățat, au aplicat. Cobza de la un instrument care probabil ținea mai de mult unul sau două acorduri, ca ison, ținea hangul, cum se spune, acum a devenit un instrument la care se poate acompania foarte bogat, depinzând de cunoștințele de școala, de liceu de muzică pe care l-a făcut lăutarul sau mai știu eu ce. Și atunci este un instrument care, din punctul meu de vedere, se află între două lumi. Vezi, unui chitarist i-ar fi foarte ușor să se apuce de cobză, pentru că știe deja niște prinderi și își poate adapta acele prinderi la acordajul cobzei, care este ușor diferit. Cam atât despre diferențele dintre ele. E un univers extrem, extrem de mare. Corzile sunt diferite? Corzile, da. La saz sunt niște corzi foarte subțiri. În general, la sazurile acustice avem o relație de octavă. Avem corzi subțiri și corzi groase, care sunt aceeași notă, la o diferență de octavă. La cobză avem la fel corzi subțiri și corzi groase. La chitară avem corzi subțiri și corzi groase, dar separate. Cobza are de obicei patru note, patru corzi, patru grupuri de corzi, de coarde, a câte două sau trei. Sazul la fel. Are trei, două, două. Ne arăți puțin cobza? Vreau să arăt puțin o cobză. Pentru că mi-au plăcut foarte mult cheițele, în primul rând. Cu ele, zici. Cu ele. Doamne ajută. Și ce mă fascinează este acea cutie muzicală de acolo, care e pare închisă. Da, dar ceea ce vedem aici este o cobză manufacturată la țară. Câte corzi sunt? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corzi. 4 grupuri, 4 grupuri de coarde. Și poate avea 9 sau 10. În Vrancea, de pildă, erau chiar cu 12 corzi. Cu siguranță este din ce în ce mai greu să prinzi acorduri, cu cât sunt corzile mai multe. Sunt foarte apropiate, și cred. Sunt relativ apropiate, sigur, fiecare cobzar mai lucrează, mai intervine, le mai apropie, mai dă găuri, mai dă cu geamul să-i se subțieze în fața de rezonanță sau griful, în fine. La cobze, în general, o să vezi intervenții, iar la cobzele țărănești, în particular, e o lume plină de surprize, începând cu cheile astea, de care spui tu, cu aceste cuie făcute din fag, care se înfig cu putere în cuierul ăsta și apoi acordajul se face efectiv cu un clește. Și continuând cu corzile care... Și nu prea se dezacordează, din câte mi-ai zis. Da, în general nu se dezacordează greu. Sau dacă se dezacordează, se dezacordează deodată la o diferență foarte mare de temperatură și auzi un pocnet și totul e vrește. Bănuiesc că trebuie să ai grijă să nu plouă pe ea. Asta e o... Sau se tratează când momentul care bași cuiu, dai cu puțină apă să umple lemnul.
Ai dreptate. Se dădea cu apă sau cu rachiu înainte ca să se umfle lemnul, să fie curachiu. Oamenii... Cu rachiu, pentru că rachiu te ajută să-ți faci curaj. Rachiu te încălzește când cânti iarna la nunți, în bătătură. Și rachiu e la îndemână, știi? Vorbesc acum chiar de Moldova, de unde am informațiile astea. Iar ce spui tu, mi-amintește de poveste, fiind la un lăutar retras, un lăutar de 87 de ani la vremea respectivă, care nu mai cânta la cobză, am povestit cu el, mi-a făcut cadou niște pene de cobză, nu mai avea cobza, o vânduse prin anii 90, îi părea rău, mi-ar fi dat 1000, dar nu mai avea. Și stând cu el la povești, l-am întrebat pe final, da, așa vreo întâmplare, vreo pățanie, zic, ați pățit vreodată cu instrumentul? Ca să-mi dau seama că el prin pățanie înțelegea bătaie, cafteală. Și mi-a zis, nu, nimic, că nu, doamne, o, păcat. Zic, bun, mă bucur, e foarte frumos. Iar la final, după ce am oprit reportofonul, tot, am zis, la revedere, Doamne ajută, am plecat. Am zis, ceva, să vezi ce mi s-a întâmplat, bă. Acum vreo 40 de ani, m-a prins o ploaie, zice, și mi s-a desfăcut toată cobza. I se descleiase de la ploaie, aici ți-am răspuns la întrebarea, pentru că asta e lăcuită de mine cu șelac, dar oamenii nu foloseau lacuri la țară, foloseau clei de oase, foloseau sârmă sau mațe de miel ca să prindă toate elementele astea, tot corpul ăsta era efectiv cusut și încleiat. Și cât de vechi e? Asta nu e o cobză foarte veche, este o cobză care probabil e din anii 70. Am restaurat-o eu, am recuperat-o de la un lăutar care o ținea șopron și anumite părți a trebuit să le înlocuiesc, erau mâncate de mucegai. Dar am în colecție cobze care sunt de 100 de ani sau poate de mai mult de 100 de ani, cobze țărănești, de la Moldova. Și este o diferență de acustică la fiecare? Este o diferență de acustică față de cobza făcută astăzi la Reghin, în fabrică, și față de cobzele făcute mai de mult chiar în București, la fabrica Doina, care producea instrumente. Cobzele acestea țărănești au o voce poate mai stinsă, sunt ușor mai moi, le lipsește călușul, acea bucățică de lemn care face la cobzele moderne translația, traduce vibrația corzii în fața de rezonanță. Cobzele țărănești nu au acea piesă și din acest punct de vedere sunt un pic mai stinse, dar cred că funcționează foarte bine relația cobză-vioară sau cobză-fluier, fiind un instrument de acompaniament în acest binom, să spunem, cobză-vioară, e cumva natural ca cobza să fie ușor în spate și ca vioara să fie în față. Am înțeles. Ok, așa se înregistrează, da, corect. Da, știi. Mai am o întrebare, da, vis-a-vis de grif. Da, te rog. Față de chitară, ai o varietate mult mai mică de... Este mult mai mică, da. Și nu te incomodează sau... Păi nefiind chitarist, nu mă incomodează. N-ai avut chemarea asta către chitară, nici cum? Oarecum, am avut-o, știi, Nirvana, liceu. Da, ok, nimic îngrijorător. Nimic îngrijorător, nu, dar nu e o problemă, știi. Problema apare în, depinzând de instrumentul cu care ești obișnuit, schimbările de grosime în grif, respectiv, în spate, avem grosimea, acestea pot să-ți dea, să spunem, măsura ușurinței sau a greutății cu care poți interpreta la un instrument. Îmi trec multe instrumente prin mână și unele sunt cu gâtul subțiat, șlefuit, ca omului să-i vină bine, altele sunt cum este foarte butucănos. Am văzut cobze cu gâtul și mai butucănos, cobze de secol XIX din colecții, din muzee. Probabil sau... că aveau altfel mână. Mă gândesc. Știi, când merg la țară... Mai multă muncă la câmp? Na. Merg la țară și sunt uimit de mâinile acestor oameni care încă mai cântă la cobză. Și uneori mi se plâng și îmi spun, mă, știi, nu prea pot să țin pana. Pana mea e dintr-o pană de gâscă. Oamenii ăștia au mâna de dor cât mine, unii, și spun, mă, e foarte bună pana asta, dar parcă o pierd între degete, nu o mai simt. Pentru că mâinile lor, cum spui tu, sunt muncite, sunt aspre și sunt vânjoase. Băi, știi, cu
cum e acum, oricât de politically incorrect ar suna, când asculți o muzică de negri, măi, simți bumbacul ăla, simți vibe-ul ăla, care este foarte important și foarte plăcut muzical. Bănuiesc că funcționează și aici cumva la fel. Cred că da, e stratul ăla arhaic și stratul ăla... Trebuie vorba... să fii pus un rând de morcov ca să-ți iasă... Trebuie să fii prășit, trebuie să fii desfăcut porumbul, cum se spune, trebuie să fii muls. Ai mulți vreodată? Da, bineînțeles. Am, știi cum am e? Băut și de la țâța vacii. Îți trebuie niște vână pentru toate lucrurile astea, să fii cosit. Și sigur, toate lucrurile astea, vorbind de muzici tradiționale, pe toată planeta asta, omul care cântă, omul muncit, omul chinuit uneori, care își cântă amarul sau bucuria, ofurile, omul ăla transmite exact ce spui tu, toată această muncă, toate aceste chinuri, le-am spune noi, toată viața lui e tradusă drama în acea vieții, muzică. Da. Drama și bucuriile vieții până la urmă, știi? Da. Ne arăți un pic? Cum sună? Vă arăt un pic o piesă în variantă acustică de pe noul album Balkan Taksim. Care se numește? Disco Telegraf se numește albumul, iar piesa se numește Foaie Verde. Codrule frunză rotundă, mai lasă-ți puțină umbră, să stau cu mândra să ne ajungă. Dar eu că nu ți-o-i lăsa, că ți-i mândra tinerea și faci un păcat cu ea. Că mi se uscă frunza și-mi sacă rădăcina. Codrule frunză rotundă, mai lasă-ți puțină umbră. Balkan Taksim, doamnelor și domnilor, în studiourile Radio 7. Cântarea ta m-a dus cu gândul la o scenă pe care am văzut-o în documentarul despre lăutare din Clejani. Era vorba de el bătrân Nicolae Neacșu, care povestea îmbătătura lui acolo, de cum a scris el piesa Cum era la 89, și e o piesă cu Ceaușescu și cum a căzut toată... O știm, da. Și spunea, m-a prins negru. Era o zi în care m-a prins negru în casă, ploua și m-a prins negru în casă și am scos tot negru ăla în această piesă. Mi s-a părut o comparație extraordinară, plus că întotdeauna am fost fascinat de, cred că se numește strună, la vioară, avea, cred, o păr de coadă de cal. Da. Și scotea sunetul ăla absolut. Da, e o adaptare, dacă vrei, sau este similar cu buhaiul. E o coardă pusă în vibrație, care transmite vibrația din către... Din coadă de cal, nu? De obicei un fir de păr de cal dat cu foarte mult sacâz. Da, e invizibil, nu-l vezi la interpretul care e pe scenă. Și este un factor care aduce cu sine o mare surpriză, vreau să spun, de pe poziția de ascultător. Vreau să știu puțin despre noul disc.
De unde poate cumpăra lumea? Poate să îl ia sub formă de piese audio, poate să-l asculte pe Spotify, poate să-l cumpere vinil pentru oamenii care au mai mult respect pentru muzică, sau poate să-l ia CD, nu? Da, toate astea. Formatele. Să intre la voi pe site? Sau? În general, pe Facebook. Pe Facebook noi am dat toate anunțurile pe care le-am dat conțin această adresă. Există o adresă. Un buton sau... Se pot găsi magazinele unde se vinde vinilul, unde se vinde CD-ul, apoi unde se vinde muzica în format digital. În general, Buddha Records este distribuitorul și probabil câteva magazine asociate. Se poate găsi vinilul la Fnac, de exemplu. Cred, Alin, că este mai degrabă în format digital. E cel mai răspândit în format digital, dacă nu mă înșel, și CD. Da. Vinilul, din câte știm, este pentru moment în 3 locuri în Europa. Dar urmăriți și casa de producție Buddha Records și de acolo toate informațiile vă vor trimite către aceste magazine. S-a anunțat vreo cântare? Lucrăm la asta, o să anunțăm cât de curând. Am înțeles, în București sau în țară? Sau festivaluri? După cum spun, lucrăm la asta. Ok, îmi place să cred că o să fie un turneu. Păi, cumva înainte de pandemie începusem foarte bine. Exact, da. Am avut așa șansa să cântăm prin Europa începutul anului trecut. O serie de festivaluri și se anunța o vară foarte interesantă. Exact, foarte bogată. Spania, Franța, Portugalia, adică... Disco Telegraf, albumul vostru nou, se poate numi muncă de pandemie, disc de lockdown? Se poate numi parțial, cred. Muzica era deja făcută. Ce s-a întâmplat în pandemie a fost masterizarea și construcția grafică. Conceptul grafic a fost realizat într-adevăr în pandemie. Și sigur, videoclipurile asociate discului, cele mai multe, au fost realizate tot în pandemie, în condiții excepționale, ca să spun așa. Am văzut cu voi o cântare în tren. Oh, da. Mi s-a părut foarte hilar toată scena și publicul, ce mișto a fost. A fost excepțional, da. Neașteptat de... Că, hai să zic, publicul ăla din tren ar fi fost mai mult obișnuit cu muzica ta, dar mai era și Alin acolo, care... Da. Alin care gestiona acolo. Erau situații, știi? Erau câteva puncte. Asta era trenul care venea din Ploiești înspre București și erau câteva puncte unde știam că o să fie căderi de tensiune. Și la un moment dat, cred că când făceam probe, ne-au mai prins. Da, cu ce ați alimentat? Priza din tren. Cu tren. Priza din tren funcționează. Adică știu oameni care și-au ars încărcătoarele de telefon. Ne-am riscat un pic, da, mai ales cu aceste cădere de tensiune, dar da. a fost un pic. Bine că n-au fost invers. Cât ține un show cu voi pe scenă și există și visual-uri? Aveți visual-uri în spate? Material video avem, în general, da. Uneori mai dinamic, alteori aproape static, cu mișcări extrem de subtile și... Am avut, nu, la vreo 2-3 concerte. Era un vizual în spate cu o pădure care inițial îți părea o fotografie. Și da, un cadru static. Apoi început să apară unii de după pomi. Nu, știi, verdeață foarte multă, știi, flori, mă rog, pomi și așa mai departe și la un moment dat se mișcă o frunzuliță. Și vine un om de la sunet sau de la lumini și mă întreabă, ăla se mișcă sau... Zic, da, se mișcă. Depinde de cât ai fumat. Bine. Înțeles, da. Cine le-a făcut? În cazul respectiv era o filmare făcută de mine, pusă în buclă. Și respectiv, apropo de ce ne întrebai, de lungime, poate să țin între 45 și, nu știu, o oră jumate, să spunem, un concert. O oră jumate? E ceva aproximativ. Mă gândesc.
Mă gândesc la ce aminteai tu, Alin, de improvizațiile acelea dansante și păi asta mă întrebam, club, adică în afară de piesele propriu-zise există și un jamming, bănuiesc. Da, vezi, la un moment dat nu existau toate piesele astea, știi? Am citit odată un interviu cu, cum îl cheamă, de la Prodigy, omul de la butoane, care spunea că una din glumele lui preferate pe scenă este să bage sample-uri în plus ca să-i încurce pe aia doi. Și aia se întorceau foarte nedumeriți, bă, ce faci? Că nu era în program, voi aveți glume de-astea pe scenă. Nu, dar mi-ai dat o idee. Băi, nu avem glume din astea, dar cred că avem alt tip de glume. Cum ar fi? Of, să mă gândesc acum, parcă... Parcă mă tem. Dă-l-o fac pe Alin. Dar da, ce spunea Alin e adevărat, începuseră anul trecut excepțional de bine Olanda, Slovenia, Ungaria, Praga, cu niște concerte excepțional de bune. Remarcam noi chiar așa cu modestia caracteristică. Și în modestie diverse, pentru modestie. În diverse cu locuri. Cu Altenghion, că știu că îți plac ție. Cu? Altenghion. Ah, ok. Uh-huh. Dar cum a fost publicul în Europa? Aici o să zic eu că... Te rog. E foarte diferit. Extrem de diferit. Adică... Îmi imaginez. Și... Zic adică ați avut să-l pline? Au fost pline și prin prisma colaborării. Și, da, adică nu te gândi că au fost sările pline pentru noi în mod... Oamenii oricum vin că se mult mai ceva. Degajați și că se întâmplă ceva și... Asta e foarte plăcut, că poți să ai surprize. Spre exemplu, să vin, să zicem, la un mic festival sau la o cântare și să vă văd pe voi pe scenă despre care, hai să zic, nu știu mare lucru. Bănuiesc că da, festivalurile sunt și pentru asta. Absolut. Păi, fix pentru asta simt așa că vin să descopere, știi, nu să cărcotească sau... Îmi povestea cineva tot aici în emisiune că publicul din nordul Europei este foarte pretențios și cumva dacă simte că n-ai cântat foarte bine pe scenă, faci un soi de scandal, ai un soi de feedback, nu tocmai plăcut. Voi ați dat-o vreodată de gard pe scenă? Cred că mai de mult cu alte dar vreau să proiecte, știu povești. Cu alte proiecte am dat-o de gard, aș spune, nu împreună. Da, dar pe vremuri mi-ai amintit de perioada în care cântam prin Germania și în Berlin în special și în Leipzig chiar și în alte orașe și la un moment dat știu că am ajuns să cânt bine, psihedelic, formă liberă, improvizatoric, ușor altceva decât cu Balkan Taksim. Dar ajunsesem la un moment dat să cântăm într-un club care era plin de punkiști, dar de punkiști de sfârșit de anii 70, după îmbrăcăminte, da, old school, care la un moment dat s-au luat la bătaie în fața scenei, respectiv la, nu știu, un metru de noi, pentru că și ne-a... A fost oarecum un blocaj, să spunem, de ordin creativ atunci, pentru că nu ne așteptam la așa ceva. Și au mai fost de-a lungul timpului diverse alte momente dublate de, eu știu, consumul de lichide alcoolizate sau... Bar fight-ul acum, Ana. Da, oarecum surpriză. Are un firesc al lui. Dar am înțeles că în Germania cu greu ajung să se bată totuși. Cu greu, astea erau niște zone, nu mai știu, Chemnitz sau ceva, oricum mai mărginașe. Dar se poate întâmpla. Nu zic ba. Tu când ai dat-o de gard, Alin, mie poți să-mi spui. Aoleu. Nu era să o dau de gard. Când am cântat noi la Chișinău, am avut un festival. Uitasem de asta, și... da. Ați avut cântare la Chișinău? Bă, ce da, am avut, sigur. Uh-huh. Da, cea mai nouă, da. Și era printre, oricum, printre primele noastre concerte și eu cu trollerul după mine, cu toate cablurile, credeam eu, ne-am trezit seara în parc. Pe scenă. Pe scenă, că îmi lipsește un cablu esențial. Am reușit să-l găsim. Da, datorită unui biciclist care a spus, mă ocup, băieți, îmi spuneți ce vreți și eu vă duc. Eu am fost și în România, eu sunt biciclist, eu am așa, mă duc și mă întorc.
Și practic am avut încredere că cu 10 minute înainte de concert o să se întoarcă acel biciclist necunoscut cu un cablu care nu mai văzuse niciodată. Și s-a întâmplat? Și s-a întâmplat. A fost chiar 10 minute înainte de concert. Cred că e un cablu foarte bun, nu? De altfel. Și încă îl am. Acum pe ăla îl folosesc. Acest tip de individ pe care îl descrieți este o constantă la acest tip de evenimente. Mie mi s-a întâmplat când, pe vremea când proiectam primul film Balta Albă prin București, să ajung în tot soiul de baruri și să lipsească ba proiectorul, ba cabluri de sunet, ba... Și întotdeauna apărea un cineva care spunea I'll fix it. Și cumva se întâmpla. Am zis, este o constantă, este un înger trimis acolo să facă puțin ordine în lucruri. Mai am o întrebare. Când sunteți pe scenă și aveți publicul în față, publicul vibrează cumva și ai fluxul ăla de energie. Bănuiesc că mai ales tu, că ești mai în față și tu mai în spate. Nu? Așa sunteți așezați pe scenă? Uneori pe aceeași linie, alteori, da, depinde și de scenă, depinde de ce ne apucă pe scenă. Întrebarea mea este cum diluiți cu vibe-ul ăla energetic? Nu facem noi deal-uri din asta. Se întâmplă, vezi, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și îmi place în continuare să cânt chiar în mijlocul publicului, în mijlocul clubului. Și sunt experiențe excepționale, știi, sunt experiențe excepționale când ești la marginea scenei și simți publicul ăla că este la propriu, la picioare, și o spun asta cu tot respectul față de acel public, se întâmplă lucruri și mai minunate când sar de pe scenă sau cobor de pe scenă și încep să cânt mergând la prin stage public. Diving n-am nu, la stage diving n-am ajuns, întotdeauna m-am gândit la asta. A avut el o șansă la Berlin, dar a ratat-o. Mă gândesc întotdeauna la asta că e complicat cu instrumentul, că e lung, că sunt cu wireless-ul pe mine, cu căblăraie, cu nebunii. Da, este excepțional de fain și avem o relație până acum foarte caldă, știi, din partea publicului, care se miră că cineva vine în mijloc și cântă. Mai că nu întreabă, unde e cablu? Unde e cablu, știi? Știi, cumva trebuie să fii pe ei. Știu că am văzut pe YouTube, am văzut și live, dar am văzut pe YouTube, mi-am dat seama că pe YouTube ai avantajul de a avea camerele cumva pe scenă. L-am văzut pe Nick Cave live cântând o Malice Bar, o piesă cumplită despre niște crimăciuni, având o mare de oameni la degetul mic, pur și simplu. Măi, trebuie să fii un om puternic să faci asta, n-ai cum. Am mai văzut, cred, o cântare cu Cypress Hill live, care avea cameramanul aici, MC-ul avea cameramanul aici. Era o masă de oameni. Pentru mine ar fi fost absolut scary. Mi-e foarte greu să diluiesc cu o masă de oameni care sunt toți cu ochii pe tine și nu numai că trebuie să ai grijă să nu o dai de gard, dar trebuie să ai grijă să și să-i controlezi cumva și mi se pare un job foarte dificil. Este, dar este în același timp foarte, foarte frumos. Mi-imaginez, cred că e și cumva addictiv. E, uite, pandemia asta, dacă e, ne-a mai rezolvat din posibila dependență. Am mai șters-o. Am înțeles. Dar nu ține și de un ego? Adică nu e un motor important? Povestea asta? Cred că sunt multe lucruri care țin de ego. Depinde cum definim, cum am duce mai departe discuția despre ego. Ego, avem ego. Da, cumva cu orice material pe care îl scoți, ai nevoie de o confirmare sau... Știi, mă gândesc apropo... O validare, na, absolut. Inclusiv live. E o nevoie, naturală și apropo de ego, tu te referi la probleme de ego, la un ego gonflat. M-am gândit de multe ori la... Mă gândesc că vibe-ul ăsta pe care îl încasezi de la public îți pompează foarte mult în ego. Depinde probabil de cum ești construit, depinde probabil de golurile pe care le ai, de ceea ce îți aduce acea energie, dar mă gândesc la un aspect pe care l-am cu care am avut de-a face și pe care l-am observat pe o perioadă, să spunem, destul de lungă. Există acea atitudine a artistului și în cazul ăsta a muzicantului sau muzicianului, cum vrei să-i spui, atitudine care se manifestă astfel. Nu mă interesează aplauzele publicului,
Nu mă interesează să am sala plină. Nu vreau să fiu văzut. Eu exist și asta mi este suficient. Acolo, cred că problema de ego este la rândul ei prezentă, doar că în altă formă. Este un fel de negare a ceea ce faci și de multe ori îți dai seama că este o negare dublată de o dorință ascunsă, extrem de arzătoare, de a fi totuși validat. Versus, tot revin la YouTube, asta este viața mea în ultima vreme, YouTube-ul, te uiți la chestii care sunt mai, pe care, la care tu te raportezi ca fiind mai presus de orice îndoială. Spre exemplu, un act artistic. Și pe urmă te uiți la view-uri și te uiți la like-uri și la dislike-uri, pentru că YouTube are și dislike-urile. Și odată mă întreb cine Dumnezeu dă dislike-urile alea, pe de altă parte, punându-mă cumva în rolul artistului, mă gândesc, bă, dacă n-ai ți-ai luat și niște dislike-uri, nu ți-ai făcut treaba bine. Da. Cam așa, exact. Dacă așa. Nu ți-ai luat și un puțin hate de la niște unii. Știi cum e, ca și apropo de articole de presă, știi, dom'le, orice articol e bun. E rău, e pozitiv sau e negativ, e bun. Cred eu și nu doar eu. În condițiile în care vorbim exclusiv de muzică, chiar există o presă muzicală, nu? Ne cam lipsește asta, adică mai avem mult de lucru aici. Da, există câțiva oameni care... Așa este, da. Există, cum să spun, vrei să asculti și altceva, ai o mare de posibilități, cum ajungi la produs XYZ. Și atunci, ca în orice presă liberă, da, ai niște oameni la care te raportezi cu oarește respect și în gusturile cărora crezi. Oamenii îți recomandă aia și aia și aia și aia. Cred că nu-i puțin lucru, dar trebuie să fie mai mulți în zona asta. Ce reacții aiurea ați avut cu proiectul ăsta? Ați avut vreo reacție aiurea de la oameni? S-ar putea reacția aiurea. Reacția e, să spunem, mai degrabă comice. Comice. Din punctul meu de vedere, sunt articolele în care sazul turcesc e denumit electric guitar, oh, în care apar instrumente inexistente pe album sau în piese și mă amuză teribil să găsesc aceste noutăți apropo de ceea ce facem. Ce instrumente exact? Adică ce instrumente folosești și ce instrumente au... Păi, folosesc saz, folosesc cobză, folosesc tambur otoman, folosesc șarghia din Bosnia. Nu folosesc gitară electrică, nu folosim, nu știu, gitară bas, știi? Nu folosim instrumentarul tipic pentru o trupă de rock and roll. Și a fost vreun review în care a felicitat chitara care se aude sau... Ceva de genul. Înțeles. Micile bucurii ale vieții. Absolut, absolut. Ne mai cânti ceva? Mai poți? Mai pot. Mai vrem. Și... Mă gândesc la Alin, că ar trebui să aibă totuși biturile în cap. Și un lucru aș vrea să spun, că mai tot întreba cine înainte de misiune de cobză și povesteam noi. Cobza asta... În forma ei, cu aceste cuie, este neschimbată de aproximativ 150 de ani. Folcloristul Teodor Burada scrie despre ea pe la 1876, face și chiar și niște desene ale acestei cobze și e neschimbată. Are aceeași rozetă făcută scrijelită, are aceleași coaste din lemn de paltin foarte subțiri. Pe mine mă fascinează cum intră sunetul corzilor prin găurile alea. Sunetul, vibrația eventual, corzilor. Vibrația corzilor este transmisă de această bucată de lemn. Corzile sunt prinse, e cordarul, uh-huh, care există și la chitară. Vibrația e transmisă de această bucată de lemn care face legătura cu fața de rezonanță. Sunetul iese puțin prin acest pinten sau dinte și probabil și mai puțin prin aceste mici perforații pe care le are cobza.
Adică bănuiesc atunci când s-a construit, s-au făcut niște calcule. Vezi, aici, în asta rezidă și problema pe care o întâlnim și pe care personal o întâlnesc, pentru că studiez Cobza și studiez foarte mult în ultimii ani, 6-7 ani, Cobza țărănească. Avem foarte puține date despre... De fapt, avem zero date despre cine a făcut prima Cobza. Bănuim că este o adaptare a lăutei arabe, după cum îți povesteam. Avem cobze foarte vechi, care sunt în muzee, da, în colecții, pomeneam de ele. Observăm în același timp, observ eu și putem observa, dacă suntem interesați, ușoare variațiuni de ordin organologic referitor la construcția instrumentului, respectiv... Adică nu găsești două cobze la fel. Uite, cobzele astea, să spunem, care sunt din Botoșani și din nordul Iașului, care aparținea până prin anii 60 botoșanilor. Deci... Botoșanilor. Exact, folcloric vorbim de o zonă anume a botoșanilor. Ele sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare, mai mult sau mai puțin asemănătoare în termen de lungime de coardă, în termen de lățime, grosime, gât. Cobori un pic în județul Iași, vezi alt tip de cobze cu poate lungimea de coardă mai mică, cu forme ușor diferite. Te duci în muzee și descoperi alte cobze mai mari, mai, între ghilimele, borțoase, cum sunt cobzele din Vrancea, cu mult mai multe coarde. Și îți poți imagina că a existat întotdeauna în mediul sătesc o aproximare. O aproximare a lungimilor, a adâncimilor, a grosimilor. De asemenea, sunt foarte, foarte puține date, din, mai ales din secolele trecute, știi? Când ești pe scenă și cânti la cobză, nu te incomodează burta? La o cobză de reghin mă incomodează mai mult. La cobza asta... De burta ta, zice. Păi burta mea nu mă incomodează să mulțumim de ea, cred că zicea de burta cobzei, Alin. Dar aceste cobze sunt excepțional de bine făcute din punctul ăsta de vedere. Corpul lor este mult mai plat decât al unei cobze de fabrică, care ar fi ușor mai arcuită și ar aluneca pe burta personală în acest caz, mult mai ușor. Și n-ai curea la ea? Nu am curea la ea, dar să știi că acele cobze foarte mari din Vrancea de care povesteam, care erau mult mai mari și mult mai adânci, aveau curele. Cât de greu? E ușor. E mai ușor. O cobză țărănească e mai ușoară decât o cobză de fabrică. Pentru că toate elementele care construiesc corpul sunt mai ușor, mai subțiri. Sunt lucrate manual, cu asperități, cu inegalități, dar sunt mult mai subțiri, pentru că puteau astfel respectivii meșteri să le manipuleze, puteau să le manipuleze mult mai ușor. Iar pana pe care o ai și care mi-ai zis că este de rață, e dintr-o pană de rață, de gâscă. De gâscă. Da, e pana de gâscă. Dar e tradițională. E chiar din pana ei. E din pana gâștii. Am înțeles. E gâscă. Nu e rupcată de os sau... E un țesut care e înrudit cu, nu, e ca unghia, dar e nu, e pană. Gâștii și nu de interior. E totuși pană, da, e pană care alunecă foarte bine pe corzi și chiar îmi spunea un lăutar zilele trecute, îl sunam să-l mai întreb de sănătate, se vaccina, se făcuse și rapelul, am fost extrem de fericit, la aproape 80 de ani ai săi, am zis foarte bine, felicitări, îmi povestea că plasticul ăla enorm cu care cântă el, parcă nu sună așa bine, parcă scârție, zice. Tot penele de la taică-s erau mai bune, doar că astăzi nu mai are nimeni gâște în sat. Așa că omul era foarte trist din punctul ăsta de vedere și am spus, da, recunosc, pana de gâscă alunecă mult mai bine pe... Tocmai mă plângeam când ne-am văzut că nu mai găsesc curele de pick-up. Uite că se face o sumă de lucru de care lumea are nevoie, putem să ne deschidem un business. Curele Absolut. De pick-up-uri din anii 80 și pene de gâscă pentru cobze.
asta a fost o mică improvizație așa în stilul țărănesc pe care îl iubesc atât de mult cu toate asperitățile și aparentele sale greșeli. Abia aștept să ascult discul vostru pentru că sunt foarte curios de groove-ul pe care Alin l-a băgat în toată povestea asta. Voi doi cum v-ați cunoscut de fapt? Eu în București. În București, pe Sașa Aștea de la un concert Nușa Apa Neagră. Știu acest proiect. A, așa, de un concert la Muzeul Țăranului de acum, nu știu, 15 ani, mai mult. Iar apoi la lansarea primului album Jazzadez, am avut invitat pe Sașa cu un saz electric pe una din piese. Aha, ok. Dacă mai știi. Sașa? Mulțumesc că am și uitat. Mulțumesc că mi-ai amintit. Am amintit de curând de chestia asta la... Da, da, da. La Națiunile Unite. Exact, exact. La clubul ăla mare. Da. A fost un concert chiar foarte, foarte impresionant. Și a venit ziua, momentul în care v-ați gândit să puneți de acest proiect? Sau a fost dintr-o joacă? V-ați văzut? Ați făcut un jam session? Ați văzut? Băi, chiar, Alin, știi, chiar m-am tot gândit. Noi ne-am mai intersectat pe la festivaluri. Cu diverse, fiecare cu ale lui, ca să spun așa, știi, mai o bere, mai o poveste. Și multă vreme mă gândeam la Alin, senzația mea era că e foarte prins cu ale lui, în fine. Dar mă gândisem de mai demult, de fapt, că m-ar bucura o colaborare și nu mai știu. La un moment dat ne-am întâlnit, am zis, mă, ai putea să vii, să, uite, avem concertul ăsta, în fine, niște situații anume, hai să construim niște zone mai dansante, mai dansabile. Ceva de felul ăsta a fost, sau parcă? Da, da, da. Taksim este un cartier în Istanbul, nu? Sau mă înșel? Taksim este și, dar în sensul balcan, Taksim este slavizarea cuvântului taksim, care în muzica turco-arabă înseamnă improvizație. Improvizația de obicei de dinaintea unei piese. Uh-huh. Cum... De altfel, s-a întâmplat foarte mult și în muzica țărănească, în lăutăria, poate, de la noi, și de la sate, și de la orașe. Pentru o bună parte a timpului, sub influența, probabil, a muzicilor otomane, turcești, poate grecești, pentru o bună perioadă de vreme, spun, a existat această introducere instrumentală înainte unei hore, înainte unui brâu, lucru care s-a mai diluat cu timpul, dar este o practică curentă în muzica otomană, în muzica cultă, în muzica Imperiului Otoman, da? Muzica cultă turcească. Este o practică curentă ca instrumentul solistic să înceapă o piesă standard, să spunem, printr-o improvizație, în modul respectiv, în gama respectivă, da? Urmând logica piesei, o anunță. Și pentru că în limbile slavilor din sud nu există î, taksim devine taksim. Am înțeles. Și la voi e taksim sau taksim? E taksim, după cum foarte bine ai spus. Am înțeles. Nu mă pricep, dar cineva îmi povestea că muzica, mai ales cea din Turcia, beneficiază de foarte multă polifonie. Ce înseamnă asta exact? Nu știu la ce se referea respectiva persoană. Sunetele pe care le scoți sunt mult mai bogate decât, hai să zicem, cu ce vine probabil vestul. Probabil se referea tot la instrumentele, poate netemperate sau la subdiviziunile microtonale ale instrumentelor. Subdiviziuni microtonale. A usturat asta. Ok, stau și imaginez că aveți un limbaj din care nu înțelege mare lucru oricine când stă în jurul vostru. Nu, cred că avem un limbaj simplu. Civilizat. Microdiviziuni subtonale, ai zis? Jesus. Ok. Nu, sunt microdiviziunile de care povesteam mai devreme, mm-hmm. Știi, când tu ai între do și si, mai ai o notă, mai ai un sunet. Și care în muzica vestică nu există. Probabil că despre asta de era fapt, vorba. În muzica vestică există, dacă te uiți la compozitorul Harry Parch și alături de alți compozitori din muzica, ceea ce se numește muzica nouă, el și alții au dezvoltat această tendință de a
construi instrumente, inclusiv instrumente cu claviaturi, care să urmărească aceste moduri orientale, acest sunetul acesta netemperat, știi, să folosească la rândul lor în muzica cultă, da, vest-europeană, aceste subdiviziuni ale tonului. Pentru că și înainte de Bach, lucrurile erau ceva mai amestecate. Bach a temperat oarecum muzica și, sigur, toată școala lui și toți compozitorii care au venit după el. Pe de altă parte, apar schimbări, oricum, apar foarte multe schimbări în decursul istoriei și vezi un om care să fi studiat pendelete istoria muzicilor vestice, cât și istoria muzicilor estice, ar avea o hartă mai clară decât pot eu acum să-ți am desenez. Ascultat la un moment dat niște Bach făcut pe instrumentele de atunci. Era puțin altă poveste. Este clar altă poveste și este o poveste care le dă restauratorilor de instrumente bătăi de cap. Există o deontologie în acest sens și întrebările se pun astfel. Restaurăm un instrument ca să sune cum suna atunci sau ca să sune cum suntem obișnuiți noi astăzi cu alte instrumente. Sigur, vorbim exact ca și la cobzele astea, care astea de obicei sunt acordate altfel, nu sunt standard față de cobzele de fabrică. Vorbim cu siguranță la instrumente tradiționale sau la instrumente de muzică veche, la lăută, la lăuta barocă, la lăuta renascentistă, la clavecine, în fine, la o întreagă familie, la viola da gamba, să spunem, vorbim de alte tensiuni de coardă, vorbim de alte grosimi, poate, de material lemnos, alte acordaje implicit, da. E o poveste absolut fascinantă, știi. La chitara electrică sau acustică este relativ simplu, ai o aplicație. A devenit atât de simplu, ai o aplicație, ți acordezi imediat chitara. Ai dat de acord, spune unde e. Cum acordezi copza? Îmi scot telefonul mobil, deschid o aplicație, acea aplicație îmi dă nota și mi-acordez copza. Există și pentru copză aplicație? Nu există, dar există aplicații pentru instrumente. Sunt niște acordoare. De obicei exista camertonul înainte, pe care îl mai folosim, după care nu, se acordează vioara, să spunem, sau mai există camerton pentru alte instrumente. Lăutarii foloseau, mai din coace folosesc sunetele date de acordeon, care, să spunem, e stas. Înainte se lua pianul ca reper. Telefonul. Tonul de la telefon, care tonul era de la fa major, da, parcă. Se lua tonul de la telefon. Uite, în Titan, într-o perioadă când locuiam acolo, glumesc, luam sunetul pe care îl emite Chet Sud, care cred că era un sol sau ceva pe acolo. Știu cam așa. Ce sunet spui. Îl cunosc foarte bine. Dar, vezi, în binomul, să spunem, copză vioară. În general, copzarul ascultă de vioară. Ascultă de violonist. Un lăutar mi-a spus că vioara este cel mai greu instrument la care poți cânta. Se poate? Se poate, da. Înțeleg. Dar pentru tine care e cel mai dificil? Probabil tot vioara. Nu cânt la ea. În momentul în care ați înregistrat discul, instrumentele tale au fost trase analog prin microfon, așa le-ai amplificat, nu? Și live e la fel? Sau? Instrumentele au fost înregistrate, da, urmând, nu știu dacă convertorii sunt analogici sau digitali, dar urmând, să zicem, acest lanț, lanțul de analogic și digital, într-adevăr, lanțul tipic de studio, da. Microfon, convertor, preamplificare, da, interfață digitală. Abia aștept să ascult discul vostru. Am această curiozitate dacă ați mers la piese pe formula clasică pop, strofă, refren, strofă, refren, puțin solo la final, iar refrenul și-a ieșit din piesă. Sau ați pus climaxul piesei unde ați vrut voi? Cred că diferă de la piesă, de la piesă, dar n-au fost concepute pe o structură neapărat pop sau strofă, refren, strofă, refren, deși unele au. Unele dar pare au, că sunt, dar sunt, au venit organic. Da, au venit
Nu. Adică nu e un calcul la nicio piesă de tipul ăsta. Am înțeles. Bun. Da. Vă foarte mulțumesc că ați venit. Foarte mulțumim pentru invitație. Abia aștept să vin la primele concerte. Adică îmi place să cred că o să văd mai multe. Și îmi place să cred că vin la 1-2 ore jumate, că asta trebuie să fie un eveniment foarte mare. Există și vreo lansare de disc? Lucrăm la asta. Lucrați la asta? O să anunțăm. Cine vrea să dea de voi să intre, hai să zicem, pe pagina de Facebook? Pe Facebook, da, Balkan Taxi. Sunt cumva centralizate toate informațiile acolo. Mm-hmm, și da. Cred că e cea mai la îndemână. Și să ne urmărească pe canalul de YouTube. Invităm, unde avem cele mai noi videoclipuri. Și să cumpărați măcar CD-ul și eu recomand la toată lumea să cumpere vinilul sau cel puțin. Știi, să fac târgurile astea de viniluri, care mi se par o idee foarte bună. Vinilurile voastre trebuie să fie acolo. E o adică poveste. Sunt oameni care cumpără Einsturzen de noi Bauten. Dacă cumpără Einsturzen de noi Bauten, trebuie să fii și cu taxi. E o poveste foarte frumoasă și sigur ne bucurăm să ne cumpere oamenii vinilul, dar e inclusiv o poveste grafică și o poveste scrisă. E o lume care merită să fie descoperită, vinilul acesta și CD-ul, bineînțeles. Cred că vinilul este foarte important și mă bucur că a revenit pe piață. Îl iei ca obiect. Dincolo de asta, ordinea pieselor pe disc este foarte importantă. Lumea nu prea mai dă importanță la treaba asta. Ai Spotify, ți-ai pus în shuffle nu știu ce trupe, nu prea mai asculti, plus că dacă nu-l plătești, nici nu-ți dă, nu poți să asculti albumul întreg. În ordine. Da, îți dă tot soiul exact. De shuffle-uri de ale lui. S-a pierdut treaba asta și mie mi-e dor de pentru că îmi plăcea mie a patra piesă de pe fața B sau, știi, e importanță. Am și gândit ordinea pieselor, am tot discutat și ne-am consultat și ne făceam variante de ordine care să aibă logică din punct de vedere conceptual, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al spațiului. Au fost mai multe mize în joc și mai multe lucruri de care am fost... Da, de care am hotărât să scoatem un dublu vinil, practic. Să... Adică mă gândesc că acum pentru, ceva, câte piese sunt? 13 piese. Dublu vinil. Și că maxim 4 piese pe o față, mă numesc, acolo. Da, e și... Sunt unele sunt mai lungi. Cumva mai mult bas e nevoie să fie totuși mai puține piese pe față. Abia aștept concertele voastre. Trebuie să și noi. Mulțumesc că ați venit. Mulțumim foarte frumos. Pa, pa. Ciao. Salut.